Bun găsit la Minutul de Istorie. Eu sunt Cătălin Roba, gazda dumneavoastră. Minutul de Istorie dă timpul înapoi cu aproximativ 100 de ani și vă aduce în atenție povestea celui mai longeviv primar pe care Timișoara l-a avut. Vă invit așadar să urmărim împreună în minutele ce urmează povestea lui Carol Telbis. În urmă cu 100 de ani, Timișoara se bucura de o dezvoltare rapidă în ultimul mandat al celui mai longeviv primar din istoria orașului, Carol Telbis, care a ajuns în funcție la vârsta de doar 29 de ani. Timp de 29 de ani, în perioada 1885-1914, el a condus orașul de la statutul de cetate fortificată cu funcții preponderent militare la așezarea modernă dezvoltată în toate domeniile. Administrația Telbis decide la sfârșitul secolului al XIX-lea demolarea vechilor fortificații. Înainte de toate, s-a întocmit un plan urbanistic după modelul metropolelor occidentale. Timișoara a fost gândită atunci sub forma actuală. Cetatea a fost înconjurată de cartiere, bulevarde mari, rețea de canalizare și alimentare cu apă. Sub conducerea primarului Telbis, vechiul tramvai cu cai a fost înlocuit cu cel electric. O preocupare deosebită a acestei administrații a fost educația și cultura locuitorilor. A fost construit muzeul vechi și au fost deschise biblioteci populare. Pentru educație s-a construit liceul Cedeloga, liceul pedagogic, liceul Calderon și liceul electromotor. Cât a fost primar Telbis, Timișoara a ajuns să fie considerată unul dintre cele mai importante orașe din Imperiul Austro-Ungar.